privat. Tot un local mic, Emirati, a creat această firmă de construcție. Aceste două mari firme de construcții au fost înființate la sfârșitul anilor, la mijlocul anilor 1990, atunci când Sheikh Mohammed a devenit conducătorul Dubaiului, tocmai pentru a moderniza infrastructura. Tot ce am văzut astăzi, Marina, zona hotelului Burj Al Arab și terminând cu Burj Khalifa Dubai Mall, s-a construit începând cu anul 1996. Deci mai bine acum 27 de ani s-a construit tot ce ați văzut până acum. Deci, ce nu face omul în 27 de ani? După construcția acestui cartier rezidențial, bineînțeles, Dubai Marina a fost construit în mai multe etape. În 2007 a fost finalizată prima etapă, adică construcția canalului de 3,5 km pe care ne-am plimbat și 6 scări noi, 6 turnuri înalte, după care